Uite, nu mai are alergie la rumeguș. Acum câțiva ani era disperat. Aoleo, eu nu intru aici, nu intru. Că am văzut rumeguș acolo. Zic eu, hai să cumva să-l combinăm, să-l aducem la rumeguș. Că să strâng rumegușul, să pun în saci. Că poate îi dă în nas și îi se duce aici și îl ia pandalier și pleacă din secție. Nu mai stă înăuntru, stă afară. Avem aici în jur de 10 saci. Da. Și trebuie încărcat în rumeguș. Ține sacul. Ține sacul. Păi da, preta, aici e periculos pentru tine. Și face apoplexie și crapă. Doamne ferește. Ba, nu, bă! Acum, fără mișto, fără mișto, jur. Jur. O bune, că e praf. O crăpăm amândoi aici. Cu ocazia asta, ușor, bă. Ne și testăm. Am intrat setat pe treabă. Hai că uite, testez și văd că e bine. Și cu ocazia asta m-am convins de o chestie. Totul e aici. Am zis, nu mai trebuie să am obsesia asta. Nici am dat atenție la praf. Bă, să zici dacă te ia. Nu, mă, nu, dacă spun. Bune, dacă, nu ieșeam? Nu ieșeam, dacă era, nu, dar uite, testez, testez acum. Asta tot timpul sunea, dar nu ai alergie, nu. Neamărin, la ce avem noi nevoie? Nu ne trebuie balamale, ce crezi? De ce fac asta? M-am prins în balamale. Nu trebuie să faci mare efort, că se duce tot. N-am avut nimic? Nu mai sunt alergic când am prostuți de-astea lângă mine. Când... M-am luat eu alergia de la el, nu mai pot, trebuie să iau o pauză. Pe cuvânt, deci m-a luat rău. Te-a luat? Dumnezeu nu doarme. Vezi că Dumnezeu are grijă când faci mișto de oameni bătrâni? Da, mă. Cum ziceai? Deci fii atent. După câteva minute, Cosmin a început. M-ai blestemat. Nu, te-a ajuns să vezi? Mamă, mă înțeapă în nas. De mine, nu râdeai de mine, uite, eu n-am nimic. Nu ziceai tu că eu sunt așa? Uite, ca să vezi cum e. Stai, băgați-ai... Nu ziceai tu că eu... Fă! Băi, să nu-ți dorești. Băi, nebunule, tu știi că eu simt chestia asta? Opa! Pe unde intră? Bă, mi s-a dus rumegușul pe aici. Îl simțeam aici, în sinusuri. Și în gât, bă, băiatule. Deci avea dreptate, nebun. Gata, că mă înțeapă nasul. Gata, ăsta așa, să-l umple și gata. Bă, avea dreptate. A simțit și el pe pielea lui. Ce avea el, am avut eu acum. Probabil că și el are probleme. Cred că are deviație de sept și polipi. Am lucrat ce am lucrat și după aia am început să mă simt bine și să-mi fac viața acolo în fabrica de mobilă. Mai sus să nu mă ajungă? Ne-am găsit un loc, am văzut niște saltele, un mare morman de saltele. Am reușit să escaladez muntele ăla. Nu-i spune! Am început prin a mă ascunde de Neamărin. Vezi că Rubi treacă menta. Nu știu dacă e ceva mai relaxant decât să uzi în grădin. Bravo! Eu doar vreau să vă mulțumesc, doamnă, că ne-a spus la treaba asta. Chiar ne-a stresat mult Hodorogu. Cum? Păi, haide să nu exagerăm. Ne-am relaxat acum. Zic să nu... Nu puteți să nu ne scoateți din stare, doamnă. Auzi, trebuie să curățăm și de buruie. După ce am udat un pământ... Un pământ? Vă dau mănuși. Mânuși? Da. Păi le puteți să le lăsăm și fără mânuși, doamnă. Că ce le puneți într-o lădiță și ieșim. La un moment dat ne-a dat un cuțit să culegem buruiana. Cu cuțitul? Iarba care e în menta. Poate se sperie menta, doamnă. Hai să o culegeți de iarbă. Și cum facem, doamnă? Dar nu strică menta de acolo noi care nu știm, suntem neștiutori. Că n-am reușit să o pigulim. Să o ciuguliți. Cum ai zis, mă? Să piguliți. 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 Ce să ne pigulitori? Și căutăm, uitați, asta este iar. Nu trebuie să fie aici. Cu cuțitașul de la rădăcină o tăiem și o scoatem, spune. Dar dacă o jumulim, așa ce? Dacă iese cu rădăcină, e bine, dar dacă nu iese, trebuie scoți rădăcină. Ai înțeles? Ia, să vă văd mersul de la spate, băieți. Hai. Asta nu e de eu nu vreau mentă, nu știu dacă te-am prins. Și dacă nu vreau mentă? Doamnă, nu știți ceva? Noi am sucit. Noi cu o limonadă aia arsură de aici, din capul pieptului tăiat, te sparge. Ce rost are? Spor la treabă. Aolo! Doamnă, ne-ați luat prea... E prea dură sunteți, doamne, cu noi. Eu n-aveam cum să mă aplec, eram în costum de baie, cu fundul pe afară. Și dăm cost. Dar trebuie să-ți mulci mai bine. Păi mi se face rău. E greu cu a plecat. Mi-am dat seama din prima. După două paie de asta tăiate, mi s-a făcut rău.
Hai, hai, Andrei, nu-mi stau, uite acolo. Fii atent, eu ți arăt, tu tai, da? Hai, repede. Unde, unde, Andra? Aici? Acolo, iau. Aici e bine, ai nu? Prins-o. E bine. Poc, uite. Așa. Pe lângă mentă, ies și astea, căști nu există pădure fără uscături. Și muncă de aia de chinez, trebuia să te calci printre să nu storcești menta și să rupi firicelul ăla de iarbă care ieșea de acolo și încurca menta respectivă. O plăcere. Am făcut așa, deci rândul ăsta primul. Și al doilea, și al doilea. Se vede, și al doilea încă nu se vede. Și mai trebuie. Iarba de pe rândurile așa tot? Păi cât... Câta era? Că... Că mai e, ia uitați. Aia, doamnă, să nu strică menta aia. Că e pe aia încă n-a ieșit sus. Da, menta la o parte așa și uitați că nu e... Ia, cum? Și cum, cum trageți dumneavoastră aia, de exemplu, de dacă acolo? Tot v-ați aplicat. Dacă tot v-ați aplicat, ia. Și nu se strică rădăcina de la mentă? Nu, n-are treabă. De aia, mă. Cam câtă mente ne dați ca să vă zic eu că trebuie să muncim, că deja nu... Depinde, dacă sunt mulțumită de voi... Nu vreau să nu fiți mulțumită de noi. Tocmai de asta. Auziți, noi vrem să nu fiți mulțumită de noi. Da, noi vrem să nu ne dați nimic. Că parcă dacă mai duc așa cu tot ce a zis neamănii, înseamnă că m-am prostit rău de tot și o să mă mai trimeată și mâine. Și o să mă trimeată și poi mâine, că m-am descurcat. Eu aș vrea să nu mă descurc. Ați zis, da? Vrei să vă bată neamărin? Da. Mi-e milă de dumneavoastră. Că debatem-o două, trei secunde, papă. Hai, mai faceți un pic și vă dau doar mentă. Vreau să spun ceva. Dacă era iarbă multă, băi, pe cuvântul meu că o curățam. Erau trei fire. Ce strică, mă, trei fire între aia, că arată chiar frumos, că aia e mică, menta, și astea sunt deasupra. Și este așa frumos ca un buchet. Ia zi. Exact. Cum să culege aia? Cu ce? Nu, mă, se hrăneau cu... Aia... Cu mentă. Cu mentă. Câtă mentă puteau să mânce? Că li se face rău la un moment dat de atâta mentă, îmi spun eu. Oricum, era puțină iarbă, nu te mint. Două, am luat, oricum am luat. Vine, 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 vine. Mă uit la Ruby, nu mai făcea nimic. Unde crezi că era? Hai, prinde-mă, nebunule! Hai, prinde-mă, nebunule! Crezi că tu poți să cazi acolo? Pijama party! Da? Cred că erau vreo 30 de saltele și era tocmai în vârful saltelor. Da? Săriți-a și-n pat, ia uite-mă! Nu! Bre, nu-mi pierde papucii, că n-am alții! Știam sigur că el n-are cum să ajungă la mine. Ia uite ce frumos! Ia uite ce frumos! Ai mai sărit vreodată așa? Hai și tu! Vrei să fiu alături de tine mereu? Știa mea, acum, când am început să mișc saltelele alea, s-a agățat ca o maimuță de sus, pe o grindă din aia. Ia uite cum fac! Nina a avut cum să ajungă, dar și-a găsit un băț lung cu care să mă atingă. Hai, anculești cireș! M-ai urcat în corcoduș, m-ai urcat în copac. Nu fă mizerie la oamenii ăștia aici. Cosmin, ajutor! Cosmin! Ajută, ajută! Nu știu ce-a făcut cu Rubi, că a găsit-o pe Rubi, a târnată pe niște saltele. Dar de ce ai urcat? Ce-a făcut pe ea? Țipa urla și am luat o sticlă cu apă, i-am aruncat. Nu poate până nu face el ceva rău, dar și eu la fel, vreau să-i fac rele. Hai, nu fi răuți! Hai, jos, de jos! Și-a udat-o cu apă, cu nu știu ce, și după aia zice, fii atent. Auzi, cum i-ai aud acum, zi tu că trebuie să faceți amândoi acolo și vin eu și o arunc în ala. Ia-o pe Rubi, adu-o la grămadă de rumeguș și o vin și o împing. Îi dai sacul să ține de sac. Zic, da, păi cum, nu facem noi, că mie-mi place. Ba, că am luat-o pe Rubi, hai să facem. Ține Rubi, Rubi, ține sacul, Rubi. Ține... Eu, dau sau tu. Nu, că o să-ți fie greu. Ține, lași. Nu, cred că ăsta la ce să... Lasă. Nu, tu ține sacul, ține sacul. Ăsta la mâncă. La ce să fac? Bă! Ea era deja udă, toată stropită cu apă. Bă, nu, Marine, nu, care are părul mare! Lasă-mă, că știu ce vrea! Zeu, băi, bă, a venit nebunul și când am pins odată în aia și a dat grumeguș în cap. La un moment dat nu s-a mai văzut, n-am mai văzut, a dispărut. Stai. Nu-i nimic, că mă las să-mi fac baie după aia. Dă jos, desfă asta. Mamă, aoleo! În afară de nămol, iar și un tratament foarte bun pentru piele, pentru păr, pentru ten, este rumegușul, frecangela cu rumeguș, ala neamarin. De-aia mai chema să leșești mână în mână cu bătrânul. Eu! Mână în mână cu bătrânul! Eu! Și vezi că îți apar așa niște bubițe roșii, știi? Și se irită pielea, te ustură puțin, dar ăsta e și efectul dorit. Pentru imunitate. Îți faci pielea cât mai rezistentă, cât mai imună. Ea, săracă, având părul mare, s-a prins tot rumegușul ăla în cap. Lasă-mă! La ureche, băi! Așa!
stai. Da, dacă uite ce mi-ai făcut în păr. Stai că se încălcește, stai. Și am luat-o, am scuturat-o un pic așa, dar în păr avea atâta rumeguș și talaj din ăla, nu vă închipuiți. Bravo, Nea Marine! Să vii și la Cris. Tot Nea Marine m-a scos din cacao. El m-a împroșcat, el m-a desproșcat. Ia, da, hai și la tine. Hai și tu. Nea Marine, hai să te suflu și pe tine să-ți dau. Hai să te dau. Da, dă-ne, dă-ncet, dă-ncet. Domnul Marin Barbu! Dar cum eu sunt mai fraier, îl mă umple pe mine de rumeguș și eu stau? L-am umplut și eu de rumeguș. Mi-a stat liniștit și a venit cu o mână de talaș și mi-a aruncat mie în cap, pe gât. Nu să fii, mă, să spui tu, mă, cine ai de vorbă, nu? Nebunul, că e nebun, zice, ai complotat cu ea, zic, bre, n-am complotat cu ea, am complotat cu tine, nebunule, dacă te arzi, te arzi, ce vrei să-ți fac? Tot-o că vine. Am atent să nu stau tare. Și în momentul în care el are o problemă și nu e, gata, hai, să terminăm, să plecăm de aici, hai, gata. Cu ce vă ajut? Păi am zis două mese și vreo 8-10 scaune. 10? 10. Da, ca să fie pereche. Rotund, da. Da. Da, cum ne-am înțeles, ne vor da două mese, 8-10 scaune. Când? Că asta e foarte luni. Luni. Ok. Și astăzi este... Mulțumim frumos. Băi, bine, mamă, bine. Mai rar furnizori din ăștia de... A rămas că oamenii o să ne facă și ne aduce aici la cine. Hai, mergem. Ce frumos a fost. Da. Nu mă dăm, ne-am distrat. Haideți să vă dau minte, da? Dar o tăiați. Da, o tăiem, hai să o tăiem. Hai să o tăiem. O tăiem de aici, doamnă, fii atent. Nu s-a terminat acolo. Dar să o și culegem, să o tăiem. Bă, dar frumos miroase. Da, miroase mișto rău. Taie menta, pune în lădiță. Așa, da? Mai sus, Ando! Nu, nu are nimic, e bine așa. Și am început să tăiem și noi, de câte. Crescă, hai, băieții mei, hai la muncă cu voi, hai! Arși! Hai! Uite-o pe-a noastră! Arși! Pe casă vă înviorăm? Vezi ce face că un... sunteți cam leșinați? Vezi ce face un furtun cu apă la vremea lui? Am tăiat mentă, am pus în niște lăzi. O ambalăm? Haideți să o ambalăm. O ambalăm? Haideți după mine. Și ne-am băgat undeva într-o cameră. Unde trebuia să curățăm ment. Hai mă, curățăm ment, cum că ești foarte simpatic. Ce nu-ți mișto? Ia-te-o. Haide, vino înapoi, să fim iar amândoi. Vino la mine, vreau să-mi iar cu tine. Ce să uit acum, că am greșit, am greșit. Auzi, vreau să spun ceva? M-am încălzit tare tot cu părul ăla pe cap. Da? Mama mea. Haide, băi, lăsați vreodată. Hai. După ce am tăiat tot, trebuia să o... curățăm. Curățăm din nou. Asta de ce aia galbenă, ce are aia? Da. E trecută, nu? Asta e bună, nu? Aia e bună, da. Frunzele galbene. Frunzele galbene nu sunt bune. O rup de aici sau o las așa? Nu, o să tăiem cu focul. O las așa. Taie frunzulițele, taie codița. O plăcere. Mamă, și așa luați fiecare bețișor de ăsta să-l curățați înainte să o vindeți? Și cât costă? Cum e? La kilogram? La... Cât e kilogram? Un kilogram de mentă? Și cât curat? O oră jumate pentru 60 de lei. Toată nebunia asta cu datul, cu stai 3 ani, cu tot, 60 de lei erau așa o chestie. Bă, ce frumos e asta, bă, e superb, îl punem în cameră. Grație, da, mulțumim. Adică noi am muncit două ore și un pic pentru asta? Noi chiar apreciem. Stăm mai mult? Mai mult? 60 de lei. În mănunchi. De ment. Vă mulțumim! Să rămână, doamnă, vă mulțumim! Să rămâile! Și doamne ajută să vă meargă business-ul aici! Se pare puțin pentru toată ta nebunie. 60 de lei? Tu îți dai o chestie și îți iei 60 de lei. Adică trebuie să ai 3000 de hectare. Dar cine curăță 3000 de hectare? Proștii ca noi care se duc pe acolo. Mai prins pe unul, mai prins pe altul, mai prins... Ia vine, mă, un pic, câte nu vești niște mente, uite, curăță și tu asta, îți dau și ție. Înțelegi? Aia. Oricum, am luat menta, dar lângă erau niște vecini extraordinar de simpatici. S-a trăit! S-a trăit! S-a rămâna, vă salut! Super avuți. Aveau oale, aveau găini, aveau nebunie. Animale de curte, peste tot. Tot. Mărare aveți? Leuștean! Nu și... Nu, dați-ne așa dacă aveți, doar să vă faceți pomană cu noi. Hai, hai. Dar dați drumul la cocoșul ăla, doamnă, că-l ții, se vine sângele în cap, iau și s-a roșit crasta, ia uitați. Mamă, cât e de pufos! Foarte frumos din partea lui. Dacă știe... Nu, no, atât. Dacă te pup prima dată. Da, să rămână, să rămână. Aoleu, mai nebiu.
Frumos ești! Asta e ceapă, nu? Nu, ceapă am acolo. Usturoi, cât? Dăm 3-4 de-astea. Uite, uite acolo, Oliviu, și ia-ți și ceapă. Gata, tata, gata, tata, gata, gata. Luați, mă, uite, ia, ia de aici, ia de aia. Eu sunt... Se poate, se poate să iei fără să... Muncești! Am cerut și ni s-a dat, dar nu s-a mai cerut ceva înapoi. Nu muncă. Să rămână, vă iubim! Haide, veniți încoa, haide să facem. Doar poze, am făcut două. Cât de frumos. Da, super, așa se face, de fapt. Să rămână, doamnă. Să sănătate, să fii sănătoasă, vă mulțumim, este foarte drăguț, doamnă. Ne-a adus ceap. Am luat usturoi. A vrut să ne dea, să ne dea o găină. Bravo. O găină. Și să haideți să vă ajutăm ceva. Nu, 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 nu. Nu ne-au cerut nimic, oamenii. Bă, super drăguți oameni. Și vreau să le mulțumesc. Vreau să vă mulțumesc pe această cale. Mulțumim și doamnei Comenta că ne-a dat, că până la urmă putea să ne dea. Ne-a dat, a fost foarte bine. Ca să nu te vă uite la... Marinaro, talpă iute! Mamă, cât te-au adus! Am venit cu ce ne-a rugat Neamărin acasă. Ați muncit și v-a dat astea? Normal, cum? Păi nu mi-ai zis să iau ceapă verde și usturoi? Nu, eu am spus rocola. Păi era rocola? Da. Vrem, bă, noi nu mai bem de mult, că ne face rău la stomac. Să uite, te arde la noaptea, poate îți vine până instalația în sus. Și mai e și japane. Și mai mult, sunt cu asta, uite, mi-au zis băieții. Că ai avea nevoie, așa. Asta poți să ți le pui tu. Cu rapane. I-am dus ceapă. Nu avea nevoie, dar noi usturoi, i-am dat. Băi, i-am dat. I-am dat. Ce credeai, că nu sunt? Spălați-vă și ai rămas. Hai, aia verde e rucola, să nu cumva asta mă arăt. Aia care e atentă pe ceapă e rucola. Hai. Hai la masă. Și ne-am pregătit pentru masa de prânz. Apropo de menta aia, o avem în cameră. Nu mai e mentă, e altceva. Nu, e altceva, e, nu e mentă sau dă un miros care nu e de mentă, eu vă spun sincer. Deci noi am pus-o pe acolo, am zis să ne dea prospețime în cameră. A dat prospețime. A dat un pic. 4-5 minute a dat prospețime, după care ne-a s-a obișnuit și ea cu mirosul de canal și a zis eu nu le mai dau nimic la ăștia. Și acum e moartă undeva pe niște haine, oricum hainele alea pe care stă menta aia, nu mai ai să faci cu ele, de ce clar. Și miroase rău de tot, nu vă. Deci miroase altceva. Fetele, mergeți cu Sony. Da. Și vă spune ce aveți de făcut. Trebuie să vopsiți, uite, niște uși din astea. Ne-a pus să șlefuim, să șmilgheruim 70 de plăci. Treabă de bărbați asta. Noi mergem să montăm o plasmă aici. Și niște podele să punem în backstage tale. Cosmin mă tot tachina cu tot felul de chestii. Și atunci m-am dus spre el. El când a văzut că m-am dus spre el, a vrut să dea cu cafea spre mine. Nu, nu că dai? O dau pe tine. Să mor tu? Bă, vezi că dai și pe mine. Până la urmă au început glumele. Că n-are stare, că așa e el. Du-te de aici. Jură. Vezi că dai și pe mine. Jură-te că dai cu cafea pe mine. Bă, hai, lasă-mă. Jură-te. Sus. Jură-te, lasă-mă. Să mor eu, nu mai fac nimic. Bă, bune? Vezi? Prima oară în viața ta când a fost bine că ești pitic. Că dacă erai un pic mai înalt, te dai cu capul în piatra aia. Eu ți-am zis. Dar mai ți-a venit capul exact ți-am cum trebuie. Ți-am zis să-mi dai cafeaua. N-ai vrut să-mi dai cafeaua. Ce să-ți fac? L-am lăsat în pace ca să-l văd că s-agită. S-agită ca prost, așa e, disperat. Luăm asta amândoi, uite așa. Hop, și așa. Trebuie curățat un pic. Tot. Dă-o jos ca să vedem unde vin șuruburile și unde vin cablurile. Ok. Hai, mă. Găure, te să. Uite, pune aici, băi, pune acolo, băi, nu cu aici, băi, stai așa. Să mă nebunul. Nu pui și aibă și în față și în nu, spate. Nu, da. Cum a fost? Nu mai și în față și atent. În spate. Așa. El se implică foarte mult, dacă l-ați văzut. Când se apucă să facă ceva, e focusat doar pe acel lucru. Ia să mă culc și eu puțin. Te bre. Păi la tine unde? Pe partea aia și aici? Mai încet? Bre, fă aia acolo, ușor, vezi cu șurubul ăla. Te rog, eu arde-l cu praștea aia, dă-i senzare. Unde? Uite-l aici. Și am văzut că e nepriceput și zic, lasă, bre, că fac eu. Băga mea și... ăla e. Stai, strânge-le. Aspeta, carta vetrata. Io, amegidia, amegidia, carta vetrata inventata. În patru labe am șmilgheruit alea pentru că erau puse pe jos. Era mult mai ok să fie în picioare. Ce trage așa? Înțeles? Tony și cu Ivan erau călare pe noi acolo. Că nu-i vine și că mai e... era o gumiță, nu știu unde, lipită. Nu vezi că aici e o gumă, trebuie să insiști.
Sonia, eu nu înțeleg, mai arată-mi tu odată. Da. Sonia a fost el cu coarne la proba asta? Se scoate-mi. A, uite. Păi da, eu fac muncă mai mult. Vezi? Și dă-i la șmirghelui. Eram toate sirenele din lume. Acum s-au pus la șmirghelui. Tarararararara. Hai voi de acolo, să dăm ăsta noi. Ăsta noi, să vezi ce repede. Unde să-l dăm? Hai mă, dăm mai încoace o jumătate de metru, hai. Hai, mutați astea, mută astea, unde să le muți, bre? E... Hai. Stai, bre, stai, bre. Auzi, eu-l trag și el trage încoace. Atâta le-am mutat. Ce? Păi stai, bre, să-l vezi cum a intrat. El cu făcea, hai, să tragă el, trăgea, muta, zicea, hai Liviu, hai Liviule. Băi, treci mai aici, vină mă cu acea, apucă de aia, trage-mă de aia, trage-mă de aia. Hai Liviule, hai, băi, Marta locule, hai. Cine plă, cinema, care m-a luat, cinema? Ridică sus de el, cine a luat, strânge. Mă să vedem ce faci. Finito. Hai. Pac, le-am mutat 5 cm. Auzi, voi mai mulți țipați decât să faceți treabă. Noi, vezi de treabă. Hai țipăm și noi. Uite ce am mutat. Și vine Francesco Napoli, Toto Cutugno ăsta, pizza pomodoro, cum îl cheamă, Noni, Boni, Loni, Soni. La ilatera are 4 metri. Tu ce crezi? Mergi până la Lega, nu? Du-te mai încolo. Uitați podelele astea de acolo, le aduceți în spate. Dai, îndiamă, poți, ce răfaie. Pasta, porcine. Pomodore, pizza! Diamo, dai, ragazzo! Formaggi, Maldini, Francesco Napoli! Am mutat podele, le-am luat, le-am pus, le-am scos. Scoate-o pe aia de 2 metri, a doua de aia pe aia de 4 metri. Dă-o să-ți o aduc eu pe aia de... Păi mai du-te mai ad în față, cică, tu te ia în față de aia de 4 metri. A adus-o? O să le aduce, da, țipă prea mult asta. Bă, dar nici ăsta nu-i normal, mă, un cavaș. Fă-mi! Să nu credeți că rămâne așa. Hai nebunila, capoile mărăuni! Exact ca la cip să mor. Acum studioala de lângă astăzi. S-a început să-și care toți paleții să cale ce-n dușmănie, uite așa peste tot. Păi să nu-i omor. A fost tare. Trebuia să o încaseze la un moment dat.